și bine ați venit la nouă întâlnire din cadrul proiectului A fost odată o Europa Centrală. Dacă nu ne-ați urmărit până acum și este prima oară când vă întâlniți cu un asemenea, cu acest video și cu această, auziți pentru prima dată acest titlu, A fost odată Europa Centrală, este un proiect al Asociației Culturale La Două Bufnițe, pe care l-am depus și l-am câștigat la AFCN. Un proiect pe care l-am construit în jurul și despre dicționarul romanului central european din secolul 20, coordonat de Adriana Babeț. Ne-am dorit foarte mult să readucem în discuție, cu ocazia apariției acestui dicționar, ne-am dorit foarte mult să readucem în discuție romanele din Europa Centrală, având ca suport acest dicționar la care Adriana Babeț a lucrat peste 20 de ani, dar asta discutăm imediat. Și întrebarea de astăzi la întâlnirea aceasta cu care vă întâlniți acum este: cui folosește dicționarul romanului central european? Adriana Babeț răspunde. Eu sunt Raluca Selejan, Oana Doboși și Adriana Babeț, pe care am tot arătat până acum. Fără de care acest proiect sigur n-ar fi existat. Exact. Și ne gândim să aflăm mai multe povești astăzi, atât cât ne permite timpul, dar să începem de departe sau de aproape. Cum a apărut ideea acestui dicționar? Dragi bufnițe, ne-am adunat trei perechi de ochelari și trei minți. În primul rând vă mulțumesc pentru ideea de a susține acest proiect atât de îndelungat, dar iată care se apropie de sfârșit și de apariție. Apoi, sigur că mulțumesc, încep cu mulțumirile, nu termin cu mulțumirile, întregii echipe fără de care acest dicționar n-ar fi fost posibil. Pe traseu am înțeles că o să ne întâlnim și publicul o să se întâlnească cu cei care au participat la realizarea lui, de la echipa de autori ai fișelor de dicționar până la cei care ne-au susținut moral și material și mai ales editura Polirom și înainte editura Univers prin reprezentanții lor. Aproape că e indecent să spui că un dicționar ca acesta are o gestație atât de lungă. Ar fi trebuit să fie 9 luni, imposibil. Hai să zicem 9 ani, era deja mult. Dar iată că de la ideea care a apărut la mine în cap în 1992 și până acum, dacă stăm și măsurăm, a trecut aproape 30 de ani. Dar, acum, cine știe ce am mai făcut între timp și îmi urmărește măcar pe o Wikipedia care e cam greșită acolo, îmi urmărește cărțile care au apărut, proiectele care au apărut de grup și individuale, vede că n-am stat 30 de ani în contemplarea unei idei. S-a lucrat cu intermitențe, dar povestea sună cam așa. Aici, la Timișoara, alături de prietenii și colegii mei, Cornel Ungureanu și Mircea Mihăiești, cu care v-ați întâlnit, s-a dezvoltat am dezvoltat un interes aparte, care era și o poveste de familie, și o curiozitate personală, și un mod de a trăi eu personal, de, să-mi spun, vârsta 70 de ani la Timișoara, deși nu sunt timișoreană, că sunt născută la Oradea, dar inclusiv, cum am mai tot spus, prin programul Ultima Casă mi-am asigurat rămânerea la Timișoara pe sol, sau mai bine zis, sub sol, definitiv. Deci orașul care pentru mine e un fel de mic buric al lumii. Și din aceste discuții, din această colaborare în special cu Cornel Ungureanu, care a fost un fel de mentor a generației și generații de studenți, de scriitori, de critici literari, s-a dezvoltat, repet, și în echipă, dar și pe cont propriu, această curiozitate referitoare la zona pe care am simțit-o cu totul și cu totul aparte, cu totul și cu totul specială. Am circulat foarte mult în România.
am circulat în străinătate după 90, mult, și totuși constat, și nu mă abat de la idee până astăzi, că aici e un fel de condensat de ceea ce apoi am încercat să demonstrăm că ar fi Europa noastră centrală. I s-a și spus de altfel Banatului, mica Europa, cealaltă Europa, mica America, în fine, Eldorado și așa mai departe. Ideea nu putea, unui dicționar, clar că nu putea să-mi treacă prin cap înainte de 90, înainte de decembrie 89. Odată pentru că tema Europei centrale era destul de discretă, ca să nu zic refulată bine, în România, din motivele despre care s-a scris deja și pe care le-am amintit și în prefață. Dar după aceea am zis, domnule, toate temele care erau cumva blocate și care ne priveau direct ar merita rediscutate. Și având obsesia unor instrumente de lucru foarte utile, deci sunt moartă după enciclopedii, după dicționare, chit că o cultură nu se face din enciclopedii, din dicționare sau din sistemul pe care mi-l oferă tehnologia astăzi. O cultură adevărată, aș zice eu, se face punând mâna pe cărți în orice format ar fi ele, citindu-le, reflectând asupra lor, discutându-le. Dar oricum, ca prim îndreptar, ca prim, cum să zic, ghid de orientare într-un teren destul de puțin cunoscut, un dicționar ar fi fost foarte bun, m-am gândit eu. Ce ar fi mai util să facem? Am zis de la început, nu să fac, pentru că am realizat că e imposibil, un dicționar al romanului central european. Extensia anilor a variat de la o perioadă la alta, până la urmă am bătut în cuie secolul 20, 1900-2000, unde am primit confirmarea că ideea era bună și că nu se mai făcuse în felul ăsta niciunde în lume. Existau tot soiul de dicționare, chiar de roman, dar pe literaturi naționale, și la noi există unul excelent al unei echipe clujene coordonate de Ion Pop. Există o dicționare de opere, de autori, atlase literare, deci, cum să zic, dar țintit pe această formă literară, care e romanul și care e cea mai, îmi place mie să zic, cu cărniță așa, deci acolo poți să simți cel mai bine, poate și nu chiar mai direct, dar mai percutant, o atmosferă, un timp, o tipologie, ok. Și lucrurile au primit un fel de bun de tipar, cum s-ar zice în limbajul revistelor de odinioară, din partea uneia din, ce să zic, cei mai mari specialiști în literaturile Europei Centrale, pe care am avut șansa, datorită prietenilor Vladimir Tismeneanu și Mircea Mihăiești, să-l întâlnesc la o mare conferință la care, ca un fel de muscă la Arad, participam, dar pur și simplu amuțită. Cea mai mare, prima și între ele, cea mai mare întâlnire a intelectualilor din Europa Centrală și de Est, în aprilie 92, la Universitatea Rutgers din Statele Unite, New York. Și cine era acest personaj? Care, de dragul nostru, a învățat română în 6 luni, care a fost de 3 ori la Timișoara, din păcate nu mai este printre noi, este singurul, să zicem, specialist în literatură care vorbea toate limbile Europei Centrale, ceea ce este un fenomen cărora li se adăuga rusa, nu mai vorbesc, bun, germana de la sine înțeles, franceza, araba, chineza, deci un fenomen de poliglosie incredibil. Ne-a testat, ne-a verificat, a vrut să vadă ce știm despre un vecin de-al nostru, Danilo Kiș, deci era, nu cu temele făcute, era adoratul meu. Și ne-am bătut în detalii și a zis că a tradus, că l-a tradus, zic, cum ai tradus cu tare, cum ai... Și din momentul ăla a zis, ok, la Timișoara trebuie să se facă acest dicționar.
și după care a venit de 3 ori la Timișoara, a făcut un primul colocviu al traducătorilor din literaturile Europei Centrale. Ha, ce vremuri! Și am făcut o carte cu el care s-a tradus și a apărut și în Statele Unite, Un Babel Fericit, la editura Polyromb. Un seminar cu studenții noștri, cu noi, cu cei care au lucrat la dicționar, întrebări, tir, continuu, foc continuu pe el, extraordinară experiență. Și evident mi-am dat seama că cum să pornesc singur la o asemenea întreprindere. Și cui m-am adresat? Celor mai apropiați oameni, foștilor mei studenți, și de pe care deveniseră prieteni, făcuseră masterate, unei erau la doctorate, și care astăzi sunt vedetele lumii culturale diplomatice. Și o cu care ne vom întâlni. Și cu care vă veți întâlni. Și ne-am făcut o echipă, i-am pomenit în ordine alfabetică, Daciana Branea, Dorian Branea, Gabriel Con, Marius Lazurca, Sorin Tomuța, să nu cumva să fi uitat pe cineva. Pentru că n-am hârtiile în față acum, dar cred că ei sunt. Ei sunt. Și am pornit așa o echipă mică cu domnul Cornel Ungureanu, să deselenim. Să... Asta când a început în 97. Deci a durat... Cinci ani a durat. De la idee... De la idee până la... La primul pas. La primul pas. De ce? Pentru că am intrat în viața academică și personal a trebuit să mă legitimez ca tânăr lector de comparată. Mi-am încheiat în sfârșit, tot după 20 de ani, doctoratul în Dimitrie Cantemir. Lucrez așa, din 20 în 20 de ani. Și a ieșit o carte care are un titlu foarte bun, Bătăliile pierdute. Da. Deci am pierdut bătălia și cu Cantemir. Dar am, cu ocazia asta, timp de 20 de ani am citit mult și am scanat, ca să zic așa, sud-estul european. Ceea ce nu-i puțin lucru dacă vrei să studiezi o geografie culturală și literară și să vezi cum lumile a căror balama este sau placă turnantă e fix Banatul, între un sud-est și, și o Europa centrală, ca să zic așa, vezi că nu sunt lume antagonice, că sunt lumi complementare. Și asta a fost una din ideile pe care în primul rând le-am trăit aici la Timișoara, în complementaritate, acceptându-ne diferențele, în multitudinea asta de etnii, de limbi, de culturi, de religii. Asta a fost lecția Banatului și a Timișoarei, pentru mine, cel puțin. Și împărtășeam, asta e încă o chestie, cum intri într-o echipă, nu cu mercenari, o echipă de factură asta. Și atunci a durat atât pentru că am fost prinsă în programele mele academice. După care nici nu ne-am adunat bine și am scos două antologii, totuși, singurele care există. Împreună cu domnul Cornel Ungureanu, tinerii au tradus, au făcut selecția, ne-a ajutat mult Mircea Mihăiești, Europa Centrală, Nevroze, Dileme, Utopii. Sigur că e datată, e 97, prefața mea aduce la zi dezbaterea. Despre concept, ce e Europa Centrală? Spune-mi ce e Europa Centrală ca să spun și ce crezi și ce și cine e și ce ideologie și ce, da, care e decupajul tău, spune ceva, spune. Și cea de-a doua, foarte, deci aproape 1000 de pagini standard, Europa Centrală, Memorie, Paradis, Apocalipsă, texte confesive. Ele sunt instrumente de lucru pentru oricine deschide ușița și vrea să vadă ce-i cu lumea asta. În 98 ne-am făcut fundație, da, pentru că proiectul nu putea demara totuși fără o susținere financiară, da, pentru că aveam nevoie de specialiști. Colegii și prietenii mei tineri și cei maturi din jur, sigur că și colaboratorii care veneau încet încet vorbeau germana, deci cunoșteau germana, sârba, maghiara, dar slovaca prin echipa de la Nădlac, dar era prea puțin. Și atunci au început, de fapt, ieșirile în larg, prin proiecte țintite, zeci de proiecte, care, după ce ne-a preluat, începând de prin 2010, Universitatea de Vest,
ca un centru de cercetare, atunci n-am mai putut fi oprit și programele comune pentru acest dicționar cu universități mari, de la Universitatea Jagiellonă din Cracovia, Carolina din Praga, Edvard Loran din Budapesta, Novi Sad, universități și centre de cercetare din Germania, de la Dresda, Mittleuropa Zentrum, de la Paris, Circe, Eurorbem, îi cunoașteți pe Xavier Galmiș, da, și pe Delphine Bechtel, universități de peste ocean, din Canada, prin Călin Andrei Mihăilescu, Western Ontario. Deci am expandat, ca să zic așa, pentru a ni se expertiza cât se poate de competent selecțiile. Și atunci, practic, s-a făcut un decupaj în mare, o selecție în mare, listele, că asta e marea temă, listele, dăm listă, fiecare profesor, când ziceam, dar aș vrea să ne conflict, vreau să văd lista, autorii și romanele. Și aici, sigur că e foarte, ca experiență, e foarte interesantă. Discuțiile astea erau fie într-o limbă de circulație, franceză sau engleză, sau prin intermediul prietenilor noștri româniști, care ne-au ajutat enorm, Cazimier Jurciac, pe care o să-l cunoașteți, de la Universitatea Jagiellonă din Cracovia, și Libuše Valentova, care predă română la Universitatea Carolina din Praga. Sunt între cele mai vechi universități europene și noi tinerei de la sute de ani. Și ne-am bucurat de suportul lor. Plus profesorul Rider, plus Michael Heim, câtă vreme a trăit, zicea și asta, să nu-l uitați, și pe asta. Deci, pentru că listele astea spun și ele ceva, de fapt. O, Dumnezeule! Listele astea... De aia erau cap de listă, da, în această discuție. Exact, exact. Adică să vedem, să nu fie omisiuni. Bineînțeles, cele mai mari discuții au fost, sunt și vor continua să fie pe decupajul din română, literatura română. Mm-hmm. Pentru că aici, cu câte consultări, atâtea opinii, da, am încercat să le îmbin pe toate în stilul specific, adică tot un fel de între, pentru că și Europa Centrală e între, da, e o Europa intermediară, și asta am făcut. Ne-am bucurat de asemenea de o întâlnire foarte scurtă cu un fost coleg de la Universitatea de Vest și bun prieten, Marcel Pop Corniș, care împreună cu John Neubauer, care a dispărut între timp, a murit, au scos cel mai performant instrument de lucru pentru studiu culturilor literare din Europa Centrală și de Est, 4 volumoaie, deci la începutul anilor 90 până în 2000 au lucrat. Altă anvergură, alt proiect, dar aici, într-un oraș, cum s-ar zice, marginocentric, într-o comunitate intelectuală periferică, asta e un trend, adică a pus și el acum, da, să se discute comunitățile intelectuale periferice. Ia că tăniți, și am reușit să ne poziționăm acum, să vedem cu ce succes sau nu, într-o poziție de pionierat pe genul acesta de instrument de lucru. Pentru că dicționarul, așa cum veți vedea în momentul în care vom posta acest clip, veți vedea că este încă în continuare, este în curs de apariție la editura Polygon, da, deci nu vi-l putem arăta. Ca obiect efectiv. De sute de pagini. Da, este un obiect pe care îl putem observa noi, pe care noi îl consultăm în online. Da, el e, adică, predat, da, dicționarul, da, e predat editurii Polirom, are aproape 600 de pagini format mare, uh-huh, dicționarul propriu-zis. Dar el este precedat de se cheamă introducere, care era cât pe ce să mă trimită în subsolul și care e aproape cât o carte, spre groaza cititorilor, dragi privitori, nu vă speriați, se citește plăcut, de cât am putut de plăcut, dar e... Am vrut să... Și, da, am ajuns aici, Adriana. Cum e construit dicționarul? În ideea am văzut, de unde, da, a pornit, da, și când au fost făcuți primii pași. Da. Și după care, în echipe succesive, tot mai mari, echipa din acest moment care a lucrat la dicționar este de peste 70 de oameni,
din toate cele patru colțuri ale României și lumii, dar cu tot cu echipa de experți, cu tot ce implicați în traducere, na, se ridică la vreo 90 de oameni. În dicționarul propriu-zis sunt 250 de intrări, așa se cheamă, de la A la Z. A, mare șansă, dar numai în varianta traducerii titlului de roman respectiv în română. Este un roman maghiar excepțional, a fost odată o Europa centrală, care dă titlul, așa se intră. Proiectul și titlul nostru. Proiectului vostru. Este prozatorul Meisei Miklós. E un roman ciudat, aș zice, și care face o bună deschidere în subiect și surpriză, dar tot pentru că traducerea în română a titlului ne-a favorizat, de la A la Z, zona sinistră, nu zona sinistră, e numele unei zone, o distopie tot a unui autor maghiar, Bodor Adam. Din păcate, Meisei nu mai poate fi invitat și Bodor Adam ar fi un vis, e un fel de autor cult. Amândoi sunt autori cult pentru tinerii prozatori maghiari. Deci de la A la Z, plus o coda, romanele sunt de la 1900, Dr. Iudem a lui Jeromski, care în original are alt titlu, dar așa e tradus în română, 1900, e scris puțin înainte, dar ăsta e anul apariției, până la 1900, până în 2000, când intră Esterházy Péter cu Armonia Celestis. Și o coda care arată, sugerează că dicționarul poate continua, care e un fel de eseu de-al meu, nu e fișă de roman, e un roman capodoperă, i-aș spune, Austerlitz, deci tot cu A, încep, o luăm de la capăt, circular, circular, a unui mare autor german, autoexilat în Anglia, Sebald. Deci asta ar fi în cuprinsul fișelor propriu-zise, 250, în fapt sunt 255. Dar fișe propriu-zise, de ce? Pentru că sunt câteva, trei romane care au și continuări, un fel de parte a doua, care e cu alt titlu și în alt an și le-am pus, de fapt, împreună ca să nu mai încărcăm excesiv. Inclusiv Armonia Celestis are ediția revăzută a lui Esterházy, volum care o continuă. Și atunci Oana Fotache, care a făcut fișa, le-a comprimat. Eu am celelalte două. Nu, de fapt, sunt patru romane dublate așa, plus coda. Deci 250 de intrări. Un prefățoi, ăsta e cuvântul, o prefață, o tabula gratulatoria, deci mulțumiri tuturor, care e foarte greu de făcut pentru că mi-e groază să nu omitem pe cineva și n-o să, cred că n-o să fac nicio greșeală. Dicționarul propriu-zis, urmat de cei 197 de autori ai romanelor, fiecare cu fișa lui de autor, de asta el crește, deci numărul de pagini. O listă a contributorilor, cine ce face. Am uitat să spun că imediat după dicționar vine ceva foarte, foarte oportun, aș zice eu, necesar, o cronologie, de la 1900 la 2000 plus 2001 din 2001, să se vadă o succesiune a lor. Și urmează apoi indicii, care sunt mană cerească pentru cei care studiază. Un indice de nume, un indice toponimic de locuri, toate hidronime, toponime propriu-zise, și cel mai plin de ofertă, un indice de materii, care are peste 400 de
termeni, de la curente liter. Deci aici toate sunt prezentate ca argumente într-o prefață care are, sau introducere, care are la rândul ei un cuprins. Nici nu deschizi bine dicționarul și hop, vezi, asta iar cred că e ceva la limita unei mici nebunii, dar asta este. Ce aș mai spune? Asta e o structură. Dar aș mai spune că intrarea în dicționar se poate face și prin ceea ce aș numi eu avertismente de lectură. În primul rând, coperta. O puteți arăta. Coperta, ideea copertei se datorează lui Mircea Mihăieș. Este vorba de un desen al lui Franz Kafka, Om între gratii, care străjuiește intrarea în dicționar, cam asta, cam tot fost Europa centrală. După care, un alt avertisment al întregului dicționar este un motto din Castelul lui Franz Kafka. Auziți aici, care sună așa. E vorba acolo, totul se pierde în ceață. Cam ca și dicționarul și introducerea, un fel de, cu cât te apropii mai mult, cu atât îți dai seama că lucrurile devin poate tot mai neclare. Zice așa, cu cât ar privi mai mult într-acolo, cu atât ar distinge lucrurile mai puțin și cu atât mai adânc s-ar scufunda totul în amurg. Și o lăsăm așa suspendată. Iar motoul introducerii este dintr-un mare poet, premiu Nobel polonez, Czesław Miłosz, care spune așa, și mi-a mai spus și mie asta într-un interviu altfel formulat, asta e citat, ceea ce ne aseamănă pe noi central europeni este neputința de a ne duce la capăt proiectele. Ei bine, am vrut cu acest dicționar, așa, auziți, imperfect, poate, mai mult ca sigur, vulnerabil, poate, mai mult ca sigur. Ai vrut să contrazic? Am vrut să contrazic ceea ce spunea de atâtea ori ce să am eu și cam avea dreptate. Dar am zis, domnule, măcar acest proiect, hai să-l ducem la capăt. Da, dar vezi, ăsta e paradoxul, că e dus până la capăt, dar cum ziceai și cu coda aceea, care da. Că de fapt e dus până la capăt, dar poate fi continuat. De începe da. Cu Sebal, nu? Cu Austerlitz-ul. Da, cu 2001. Uh-huh. Auziți, eu nu știu cine în cultura română s-ar mai găsi resurse de nebunie să se apuce de așa o muncă, dar ce, ar merita să vezi ce se întâmplă în literaturile respective, care literaturi. Imediat să vă spun despre ce, într-un minut le enumăr. Decupajul nostru. Da. Decupajul nostru. Te rugă. Da. Ar fi minunat să se vadă ce se întâmplă în literaturile astea după 2000. Noi ne-am dus aici, să vedem după eliberare. Acum nu toate, doar țările foste comuniste din Europa Centrală sau în ghilimele eliberat. Adică da. Nu știu de ce am pus în ghilimele. Mă rog, sau eliberat. Da. Da. Și, deci nu toate. Dar majoritatea, da. E interesant de văzut care au fost ritmurile de adaptare la, să zicem, noile strategii de a face proză, depășind postmodernismul. Deci asta ar fi fost extraordinar. Noi le-am prins pe cele dintre 1990-2000, nu foarte multe. Unii au avut literatură desertară, alții, cum am fost noi, nu prea multe, la capitolul romane-romane, care au fost interzise și au apărut. Nimeni n-a prea avut timp de, n-a prea avut timp de ficțiune în perioada aia de tranziție, care la noi nu se mai termină. Deci toată lumea era pe document, pe depuneri de mărturii, memorii, jurnale. Da. Ceilalți au fost mai activi, s-au desprins mai ușor. Eu le-am urmărit așa, dar nu cât să pot să continu în felul ăsta, un dicționar, până în 2000, să zicem, 20. E foarte spectaculos, ar fi. Acum, decupajul nostru.
E vorba despre, de fapt, limbile în care scriu autorii respectivi. Deci aici începe o problemă pe care o, pe care încerc să o lămuresc în, în prefață. Despre apartenența lor statală la un stat, dacă se poate. Pentru că nu întotdeauna e simplu să suprapui toate. Deci sunt autori cu identitate, cum se spune, multiplă, cu apartenențe multiple, sunt scriitori bilingvi. Kundera e autor ceh, toată lumea spune e autor ceh, dar de multă, multă vreme el scrie în franceză, nu doar că e cetățean francez. Deci sunt lucruri și lucruri de discutat aici. În orice caz, sunt scriitori, acum ordinea e absolut aleatorie în introducere, e o ordine alfabetică a apartenenței, să zicem, în ghilimele, la o literatură, tot în ghilimele, națională. E foarte complicată discuția. Da. Deci, tăind-o sau luând-o mai pe arătură, fără să ne sofisticăm în teorie acum identitare, sunt autori care scriu în cehă, deci le iau, deci absolut aleatoriu, nici măcar în ordine alfabetică, în cehă, în slovacă, în poloneză, în română, în maghiară, în germană, fie că sunt autori austrieci, autori germani, germani propriu-zis, care aparțin Germaniei, din zonele de confluență, de interferență, sau sunt autori de limbă germană din România. Da. Și asta e adevărat. Italiană, sunt autor din zona Trieste, excepțional, din ebraică, sunt autor din Israel, sunt autori care scriu în Yiddish, care sunt fie în Israel, fie în Statele Unite, autori care scriu în engleză, e Philip Roth, cu Orgie Pragheză, de pildă, deci autori care, indiferent de limba în care scriu, cum ne place nouă să zicem, tematizează în romanele lor unul sau altele, unul sau altul din aspectele, momentele, situațiile tragice sau dimpotrivă de alt tip din Europa Centrală. Adriana, care a fost și care e, care a fost și care este? Scuze-mă, o sârbă. Doamne, Dumnezeule. Sârbă, croată, slovenă. Da, am uitat. Da. Am uitat. Adică am uitat pentru că, deși am aici scris, nu m-am mai uitat pe hârtie. Da. Care a fost și care este rolul acestui dicționar pentru tine, în primul rând? Pentru mine a fost, în primul rând, o ocazie de a fi solidară cu o echipă și de a simți solidaritatea unei echipe cu un proiect care, întâmplător sau nu, îmi aparținea. E, auziți, e mult mai mult decât un proiect academic. Sigur că e un proiect academic, dar e și un proiect de rețea de prietenie, al unei rețele de prietenii care au rămas. Chiar dacă nu toți suntem pe aceeași parte a baricadelor ideologice. Colegi de la Cluj, de la universitățile mari, București, Oradea, Iași, universitățile străine, ne-a adunat împreună o idee de a desțeleni pentru cititorul român, în primul rând, sigur, dacă se va traduce, cu atât mai bine. Deci, în primul rând, a fost o probă de prietenie care nu prea contează și de solidaritate în echipă pentru un proiect, ceea ce în zilele noastre s-a cam diluat în studiile de tip umanist, în proiecte individuale, fiecare pe culoarul lui, cu excepțiile de rigoare. Deci a fost un fel de și de suport afectiv extraordinar. În vremuri de restricție, ce ține loc de Prozac, de sedativ PS, de în pandemie, mai decât că te închizi în casă și tot corectezi la diacritice, la astea, că limbi grele cu
n-ai pus un asterisc sau o căciuliță sau o tremă sau o tildă sau ăsta pe o consoană sau pe o vocală, ești terminat. Da. S-ar putea să ne scape multe. Deci înțelegi ce spun. Deci a fost și eu un fel de terapie. A fost în al doilea rând o sursă de cunoaștere, un prilej de cunoaștere. Pentru că e un proiect interdisciplinar. M-am reciclat, nu de acum, deci de când am pus pe picioare fundația, prin grupurile coordonate de Smaranda Vultur, de Gabriela Colțescu și Alin Gavreliuc, de fiertat Valeriu Leu. Deci istorie, n-aș fi ajuns acolo. Sociologie, științe politice, deci antropologie culturală, deci psihologie, psihosociologie. Deci nu e un ghiveci, e o așezare bună în timp, în 30 de ani am avut timp să m-au ajutat lucrurile astea și la celelalte cărți ale mele. Cum se vede amazoneritul, amazoanele, emanciparea feminină în Europa Centrală. Imediat mi-am dat seama de ce acolo așa, la noi mai încetuți, acolo mai multă emancipare. Deci foarte interesant. Deci eu, nu știu acum, cunoști și la ce te ajută că știi atâtea, mă, înțeleg mai multe. Înțeleg, chit că nu mai am unde și cui să explic atâta decât la masteratele de la Timișoara și București. Inclusiv atitudinea centrului Europei Centrale, a țărilor vișegradiene, Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia, de pildă. Deci această rezistență la tot soiul de teme pe care Uniunea Europeană le dă. De ce? De ce această rezistență, această rezervă, această ușoară îmbățoșare, ca să zic, și un fel de anti-proiect al UE, ca să zic. Și de ce noi iar suntem mai... indeciși. Păi așa. Da. Deci și o formă de cunoaștere. Deci s-au îmbinat toate. Care e rolul dicționarului pentru lumea academică? În primul rând, de interdisciplinaritate. O, Doamne, da. Și asta le-am explicat în sub capitolul destinații și destinatari. Deci, în primul rând, e un instrument de lucru pentru comparatiști. Cine vrea să facă literatură comparată de la cea clasică cu cronotopi, nu-i bătrân deloc, nu-i depășit Bakhtin cu cronotopii lui, până la ultimele forme, care includ și comparatismul, studiile cantitative, gen Moretti, World Literature, gen Damrosch, deci toți își găsesc în dicționar, în forme nu teoretizate, că o fișă de dicționar nu vine la pachet cu teoria. Da, pot să mai continui? Da. Continuu cu 2-1. De exemplu, pentru studiile cantitative, lumea nu prea mai știe acum ce studiile cantitative, care vin și dinspre sociologia culturii și statistice, și voi care aveți experiență legată direct de edituri, tema de casă. De ce un autor... În fișa de dicționar, Octavia Nedelcu, care a făcut fișa la gura plină de țărână, n-ați auzit nicio, a lui Șcepanovici, Branimir Șcepanovici, sârb, autor sârb, în anii 70, n-am auzit, nu-i tradus în română, ce nu-i tradus nu există, bun, deci bun. Care are în Franța 27 de ediții, deci am înțepenit. Care e un roman, ce o să ziceți, pop culture, ce fă, de unde, în anii 70, post-existențialism, parabolicul, limpede scris, micuț, 27 de ediții. Nu, premii sârbești, nu mai spun, nu, în fosta Iugoslavie, nu mai spun. 500.000 de exemplare vândute, asta când o fi făcut Octavia Nedelcu, s-o fi uitat la ceva statistici, poate mai vechi, și fan club-uri în Elveția. Pentru el și pentru roman.
Deci, acum explicați-mi. Deci, tu ai aceste date, câte premii a luat? Pe ce liste scurte și lungi de capodopere okay. universale, biblioteca ideală? Asta înseamnă, asta e o temă de reflecție, pentru că ai răspuns cu chestia asta la următoarea întrebare pe care vreau să... Ce rol ar putea să aibă dicționarul pentru piața de carte de la noi, pentru edituri, pentru librării? Oh, și pentru da. Lumea literară. Pentru da. Traducători și așa da. Mai departe. Tot ce înseamnă piața de carte, de fapt, asta era următoarea întrebare și da. Ai intuit-o. Doar da. Am punctat că ai intuit-o și poți... Da. 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 Deci, în ce privește lumea academică, pentru comparatismul literar, dar și pentru istorici, politologi, sociologi, psihologi, ce vreți. Cei care fac, na, cum se face acum, geocritică, o, oh, Doamne, deci teren, masa, pentru că fiecare își poate găsi argumente suplimentare pentru ipotezele lui. Și un material gata, prelucrat. Acum, nu toate fișele de roman au aceste introduceri. Poate n-au luat premii, poate nu-i vorba despre tiraje, poate nu-i vorba despre politici culturale ale țărilor respective. Ce să spun? S-a tradus foarte mult la noi. Aș spune că foarte mult din literatura acestor țări, dar cu un fel de dirijism ideologic până la Revoluție. Pentru că făceam parte din același lagăr, ca să zic, dar au intrat în anii 50-60 și cărți proaste, minate ideologic, da, teziste, dar și lucruri excepționale. Din literatura sârbă, poloneză, sunt traduse, cehă, slovacă. Da, le-am descoperit la Biblioteca Județeană. Nici măcar nu erau tăiate paginile. După 90 și prin efortul nostru și apoi editura Univers, pe vremea era coordonată de, era director domnul Mircea Martin, apoi editura Polirom la greu, acum edituri care au preluat, să zicem, ștafeta, au colecții, curtea veche, colecții de autor, art, paralela 45, au avut inițiative. Se vând aceste cărți. Aici ar trebui să fie digitalizată piața de carte, cum este cea a țărilor din jur. Să vedeți cum arată. Deci probabil că dai o căutare și tu vezi câte exemplare din Mircea Cărtărescu ți s-au vândut. Da. Câte căutări în bibliotecile universitare unde există traduceri din autor român tradus acolo. La noi lucrurile astea nu sunt cuantificabile ușor. Că nu prea se fac statistici. Nu se prea se fac statistici. Ele, cum să vă spun, nici nu mai pot să interpretez după aia, dar cifrele vorbesc. Nu ne plac. Nu ne plac. Mai degrabă aș spune că aceste cărți au un flux de vânzare și chiar de traducere imprevizibil. Olga Tokarczuk a luat Nobelul. S-a vândut înainte. Depinde de titlul cărții. Auziți? Și asta e. E ceva absolut interesant. Din literatura poloneză, ea s-a vândut moderat, aș spune. Pavel Hulle, care nu intră în dicționar, că e după 2000, cu Mercedes-Benz. Da. Mercedes-Benz-ul lui, cu poze, cu nu știu ce, foarte haios făcut, da. S-a vândut. Pentru titlu, pentru ce? Acești autori au fost în România? Au fost campanii exact. De lectură. Da. Olga Tokarczuk de 2 sau 3 ori la Timișoara. Ne-am tras de șireturi cu ea. Faptul că a luat un Nobel, a produs o zguduire masivă în vânzări, întreb. Acum o să-i se traducă romanul pentru care... În lume fel... sigur. Da, cred că și la noi. Da. Și la noi, cred, da. Deci ca rol pentru piața de carte, pentru tot ce înseamnă piața de carte, lumea literară, culturală din țară, dicționarul acesta are un rol foarte important de readucere a minte și de a reciti niște cărți care au fost publicate, de a le căuta, poate de a le reedita. Și de a pune pe piață unele nou-nouțe. Care nu au mai fost traduse până acum. Exact. Vă aduceți aminte, aici am avut lansarea, niciodată n-a fost așa o dezbatere înfierbântată, din 7000 de motive. Ivo Andrici, da, e da, un pot pedrina, s-a reeditat da. Și începe seria Ivo Andrici, exact. În anii 60, hai,
Da, da. Excelent. Astea se pot reface. Deci, inclusiv pentru editori e un îndemn. Uitați-vă care nu sunt traduse și au avut un foarte mare succes. Exact. Exact. Cum le marketezi? Cum le aduci? Cum le faci? Și știi ce vreau să vă mai spun? Sunt autori, în special și cehi, sloveni, așa am descoperit. Nu știam lucrurile astea. De unde să știu? Dacă întreb acum la masterat, pe oricare, ziceți-mi 5, hai 3 nume de scriitori cehi. Poate nimeresc pe Kundera, după care cei mai buni poate și-l aduc aminte pe Hașe cu Schweig. Dar restul, nu, autor maghiar, ceață. Ceață. Bă, și sunt vecinii. Vecini, nu e ok. Și am pus întrebarea, de ce? Acum, să nu vă faceți iluzii că în celelalte țări, că am predat. Am predat în Polonia. Și acolo se acum, traduc aceleași lucruri. Da, literatura americană cel mai anglosaxonă. Da, deci dacă întreb de literatura română, sigur cei de la studii românești, sigur că o să știe. Nu, da, așa. Sau un cititor chiar cultivat maghiar. Poate că prin conexiunile cu autorii maghiari plecați din Transilvania sau revistele literare circulă mai bine. Poate e o legătură. Poate mai știu. Unii sunt bilingvi, scriu și traduc din română. Dar așa, întreabă de sloveni. Habar, deci nu, asta e situația. De ce aceste țări în ghilimele mici cu limb de circulație restrânsă. Se privesc cu atâta... Da. Cu atâta și în final... neîncredere, ca să zic. Exact. În final, care ar fi rolul acestui dicționar pentru marele public? Adică intră cineva în librărie, apare dicționarul, iese din tipar de la editura Polirom, îl aducem în librărie și nu doar la noi, va fi în toate librăriile din țară. Pe lângă că... Da, cum este folositor celui care intră în librărie și nu are legătură cu piața de carte de care am tot vorbit și nici cu mediul academic? Dacă e un cititor adevărat, o, Doamne, și dacă rămânem o mână de oameni, tot murim pe limba noastră. Ăla e un om curios. Și o să zic că ia uite mă, ce-i cu chestia asta? Hai să văd niște romane și le vede o înșirate alfabetic. Vede niște nume, n-am auzit niciodată de ele. De unii am auzit, de alții n-am auzit. Dar ce-i cu ei? Ce-i cu ciudățenia asta? Nu în ultimul rând, dacă în acest public s-ar găsi și prozatorii români care se avântă să scrie romane. Și pentru ei ar fi extrem de interesant. Acum, fișele alea, nu-ți povestesc romanul, dar în mare îți dau seama de, o poză, un fel de o scanare, așa, și deci sunt descriptiv analitice. Da. De ce are ăla atâta succes? De ce e tradus în atâtea limbi? De ce are atâtea premii? De ce autorii respectivi au o notorietate în țările lor și nu numai, cei care sunt implicați și în mișcările underground, în subculturi? Sunt autori, spre deosebire de majoritatea lor noștri, romancieri, care au participat și sub o formă civică la mișcările underground din țările lor, în formații rock, în culturi alternative. Ăsta e Topol, de pildă, la cehi. Sunt sloveni pe care noi nu-i cunoaștem, dar care au o putere de iradiere trans granițele propriilor țări, pentru că e muzică, pentru că fac texte, pentru că au și cântat. Acum eu nu spun să se apuce ai noștri toți de pop culture și să facă, dar modalitățile de diseminare a mesajului tău sunt multiplicate în cazul multor autori care centrale europeni și prin felul în care se poziționează în cultură. Unii sunt exact ca ai noștri, se închid și scriu. Alții ies. Alții se gândesc cum să facă conexiunea, deci nu au planul în față, nici pe departe.
dar au un succes, au niște tiraje nimicitoare, nimicitoare. Și cărțile sunt, este unul care chiar seamănă cu Mircea Cărtărescu. Numai, și e un fel de Umberto Eco ceh, urban. E tradus, nici naiba era să zic, nu l-a citit. Excepțional, ecranizat, dramatizat, tradus în nu știu câte zeci de limbi, cele 7 biserici. Roman al Pragăi, n-ați auzit. Nu. Era să zic că enorm de fericit am fost și am făcut și fișa. Deci putem să spunem în încheiere că acest dicționar, pentru că v-am tot răspuns pentru în ultimele toți minute, este pentru absolut toată lumea. Cui folosește, v-ați dat seama că absolut tuturor, pentru că are acest rol despre care am vorbit acum spre final, foarte important, de provocarea curiozității, de cultură generală, de a ne face dornici să citim și să ne cunoaștem vecinii și literatura vecinilor, să ne cunoaștem de fapt vecinii, scriitorii din țările vecine și tot ceea ce reprezintă ei și de ce ne plasăm noi în Europa Centrală, la margine sau nu. Da. Mulțumim frumos! Așa este!